Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O rușine nemaipomenită, felul în care statul român a organizat sau a dezorganizat preluarea proceselor verbale și a buletinelor de vot de la șefii secțiilor de votare, practic încheierea procesului de votare prin care am trecut în ultima lună, cu tot cu campania electorală și cu alegerile propriu-zise, în numeroase județe, sute sau poate mii de oameni, șefi de secții și ajutoarele lor, au fost puși să aștepte uneori direct în stradă, sub soarele nimicitor din aceste zile, ca să predea sacii cu voturi și procesele verbale și să se încheie toată procedura. Oamenii sunt epuizați după o zi și o noapte de muncă, înfometați, nespălați, nervoși, claie peste grămadă, fără umbră, fără un scăunel, fără o băncuță pe care să stea, fără să le dea cineva niște apă sau ceva de mâncare, decât dacă se întâmplă să treacă vreun factor de decizie, cum se spune pe acolo. E o bătaie de joc incredibilă și este nedemnă de un stat european veritabil. Scenele pe care le-am văzut în cursul zilei de ieri descriu o administrație publică totalmente incompetentă, care nu e nici măcar în stare să învețe din propria experiență, pentru că astfel de scene s-au tot repetat practic la fiecare rundă de alegeri de 20-30 de ani încoace. Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul Electoral Central, împreună cu Ministerul de Interne și primăriile, sunt direct responsabile pentru această porcărie de țară de lumea a treia, pentru că aceste instituții sunt cele care organizează procesul electoral. Evident, aceste instituții caută să paseze acum răspunderea, care dă pe prefecturi, care pe primării, că nu s-a organizat cum trebuie local. Asta e o veche tradiție a instituțiilor publice din România, din păcate. Fiecare încearcă să facă cât mai puțin, dacă se poate nimic, și să-i lase pe alții în față să facă ăia dacă e ceva și să încaseze ăia. Noi să stăm pitiți feriți. În sectorul 3, de pildă, primarul a venit în curtea liceului, unde așteptau sute de oameni ca să predea documente și, în condiții de urgență, a cerut să li se aducă niște apă și mâncare. Unii dintre acești oameni găsiseră un pic de umbră sub un copac, alții se băgaseră sub un tobogan, România europeană. Când l-au văzut pe Robert Negoiță, au început să-l huiduie. În sectorul 2, primarul Radu Mihaiu a admis că sala în care se înghesuiseră șefii de secție și asistenții lor avea un singur aparat de aer condiționat, iar acela era, citez, nu era calibrat. Orice ar însemna asta. Deci, probabil că nu funcționa sau nu dădea, nu avea freon, nu era calibrat. Președintele Autorității Electorale Permanente, Tony Greblă, nu a putut fi contactat pentru a da explicații. Aseară însă procesul de predare a sacilor cu buletine de vot și a verificării proceselor verbale a fost suspendat în 22 de județe. Ați auzit la știri, din cauza epuizării oamenilor, iar voturile sunt păzite acum de poliție. E ceva imposibil de înțeles, așa o dezorganizare este un scandal. Deci, practic, în mai mult de jumătate din județele țării, lucrurile nu merg cum ar trebui. Cine e vinovat? Nu credeți că ar trebui dați afară niște responsabili? Aici nici măcar nu mai vorbim despre demisii. Plecați, mă, acasă, dacă nu sunteți în stare. Vă e rușine? Problema cu toată această structură de stat care trebuie să organizeze o procedură crucială pentru funcționarea României e că structura nu e deloc conștientă pentru cine lucrează, de fapt. Adică nu pentru birocrația statului. Nu sunteți plătiți, fraților, pentru arhive și pentru dosarele ce trebuie umplute cu hârtii, ci pentru oameni, pentru cetățenii care votează și pentru cetățenii care sunt implicați direct în procesul de votare. Nu se gândește nimeni, aparent. Mă, dar ce se întâmplă dacă? Cum ne pregătim noi pentru... Cum facem noi să fie cât mai simplu? Uitați-vă doar la ce mizerie de site este site-ul public al Autorității Electorale, de unde nu poți înțelege nimic când vine vorba de rezultatele votării. Nu sunt date agregate. A venit ieri la noi în studio Bogdan Ivănel de la Code for Romania și i-am zis, bă, da, site-ul vostru a căzut, la rezultatevot.ro a căzut la un moment dat, că știu că tot verificam. Și Bogdan Ivănel și el, exasperat după o noapte nedormit, a zis, da, a căzut pentru că oamenii de la Autoritatea Electorală Permanentă au schimbat formatul datelor trimise deodată, așa, pur și simplu, în mijlocul procesului au făcut o schimbare, n-au anunțat pe nimeni, n-a interesat pe nimeni.
Este un haos total. Trebuie să vină ONG-uri precum Code for Romania să ia datele și să le transforme în formule grafice inteligibile pentru oamenii normali. Dar asta ar trebui să facă statul român. Ar trebui să putem să vedem, orice cetățean ar trebui să poată vedea în timp real cum merge prezența, cum decurge totul, că slavă cerului, după zeci de ani de eforturi, în sfârșit acum se scanează buletinele la votare. Că ani de zile asta era o chestie de neînțeles. O făcea Republica Moldova, dar nu putea să o facă România. Iar asta se întâmplă, adică situații de genul ăsta se întâmplă cu imensa majoritate a site-urilor, instituțiilor publice. Uitați-vă pe ele cum arată. Începând cu faimosul sau infamul spațiu privat virtual, care pare făcut pentru niște specialiști cu minți întortocheate, rămași în secolul trecut, nu pentru cetățenii cărora ar trebui să le fie cât mai ușor să plătească taxele și impozitele. Bă, nene, când primești ceva de plată, este aproape imposibil să înțelegi de ce, pentru ce, când, cum, unde găsești procedura respectivă explicată pe înțelesul oricui. Nu pentru cine știe ce oameni care înțeleg toate chichițele sistemului. Deci, modernizarea României trebuie să înceapă de la acest principiu simplu. Instituțiile publice funcționează pentru cetățeni și în interesul lor, nu invers. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.